Vă credință, Domnul, ce-i credința? Credința este o viață veșnică care trebuie necontenit ca să facem prin fapte, prin tot ce este, ca să fim neclintiți. O încredere necontenită în Dumnezeu și în Iisus, că El poate. Și cu credința asta, ce am avut o mărturie înainte, când după căsătorie, că Iisus o să mă lujească zilele sau ceva, am fost indiferent încredințat că Dumnezeu mă vindecă. Slavă Domnului! Am reușit, am... Mă vedeți și să vă ajute Domnul, să lăudați pe Domnul. Amin! Amin! V-ați rugat pentru vindecare. Da, m-am și rugat. Slavă Domnului! Da, m-am rugat și pentru vindecare și... Dumnezeu a făcut minunat. Și pot să mărturisesc, să aduc în fața bisericii sau ceva de la popise, de la curs, de la tomografie, toate tomografele cu furtile care le-a fost tumoare hepatică, 3-5 cm, în spitalul mare, cum a fost trimis la urgență, acolo direct la Cluj, și multe cazuri, că ar trebui să vorbesc, nu aș Mulțumim, domnule!